Stăteam și mă gândeam, e într-adevăr profetic aici, cu ceea ce se întâmplă astăzi, dar mă gândeam că s-ar putea să, nu știu dacă există, canibalismul, spre exemplu, canibalismul s-ar putea să devină o ideologie foarte interesantă, numai că e vorba să-și un nume, nu? Primul pas e să-i găsim un nume, da. Da, da, da. Să-i găsim un nume, canibalismul este, de ce nu, poate fi o filozofie, așa, îi găsim un nume frumos și îl practicăm, așa cum domnul, cum îl chema, de cel care a fost premiat la filozofie. Singer, Peter Singer, da. Da, da. Cu asta că... Avortul după naștere, da. Da. Avortul postnatal. Avortul postnatal, da. Asta, l-o moarte copil, până la anumită vârstă, se deosebește de un cerbuș, de un... așa... Da, el propune 3 ani și jumătate la Peter Singer de la Stanford University. Făceam și o referire, într-adevăr, și referire destul de mainstream. Articolele sunt publicate în mainstream, nu sunt niște titriști sau... Da, net, cum se spune, nu? În care, da, în care principiul nu, copilul nu are conștiință de sine, poate fi împinsă limita, mai întâi propunem 21 de zile, apoi vorbea de 3 ani sau 3 ani și jumătate, ca fiind această vârstă acceptabilă din punct de vedere social și moral. Deci, iată ce tactică are mereu răul de a se diviza în bine, de a găsi o formă frumoasă, acceptabilă, de a părea mereu ca fiind dezirabil. Și rău niciodată nu se va prezenta, asta arată ce este, dar nu vei avea curajul să se prezinte ca fiind rău, pentru că nimeni nu-l va accepta ca atare. Și cei care promovează vor căuta mereu acest deghizare a respectabilității, prin diverse moduri, nu prin eufemism, prin tot felul de cauze aparent bune cu care vor asocia ei această cruciadă împotriva moralității despre care vorbește Chesterton. Da, mulțumim mult, domnului Cătălin Struza. Urmează acum dialogul cu cei din... cu studenți, cu cei care sunt de dacă sunteți... Mulțumesc și profit că am fost aici în prima bancă de a prelua microfonul. Sunt student în bacul la teologie și medic-psihiatru. Recunosc că văzând afișul și invitația la această seară, nu am fost foarte atras, fiind mai mult atras de problemele personale de acasă și alte lucruri. Dar mărturisesc că, rămânând până la această oră, am fost plăcut impresionat și, mai mult de atât, am fost motivat să iau cartea să o citesc și, eventual, și pe celelalte în engleză de traduse în engleză. Pentru că am descoperit subiecte presante și pentru viața mea personală și pentru viața mea profesională medicală și pentru viața de student la teologie. Te confrunți într-un anumit mediu academic și de cabinet cu întrebări și cu, cum a spus și domnul Cătălin, cu un dialog al surzilor câteodată și mai bine o lași așa ca să nu devină mai rău și te abții. Deci o să am cu tot interesul ocazia să descoper niște autori pe care le pot transforma în argumente. Aș încheia comentariul meu și bucuria de a vorbi printr-un termen, că tot vorbim despre canibalism și alte, cum să zic, practici în acestea care revin în actualitate, am putea să-i spunem la canibalism transparent heterolog pe cale digestivă. Acum, eu am spus nu întâmplător, pentru că deja există un proiect. Există un proiect al canibalismului. Ne-au găsit și motivări. Asta, încet, încet, o să fim obișnuiți cu limbajul, așa cum este acum. Mă rog, nu mai dau nume, că iar intrăm cu un conflict cu minoritățile, dar se poate găsi și se lucrează la canibalism, îi vor găsi. Sunt curios, eufemism, vor găsi ce expresie eufemistic, așa se spune, dar se lucrează. Deci răul întotdeauna apare sub o formă foarte... Așa cum furtul e transferul de bani într-un buzunar în altul.
Da, vă rog. În întâmplarea asta, mă rog, Cronia, de față, stau cu frate Ceam, am endopsihiatru și el e căsătorit cu o doctoriță din Indonezia. Iar originele ei, pe calea paternă, sunt din insula Papua. Indonezia face să se prezinte în lume ca un conglomerat de culturi, 80 la număr, vreo 60 de limbi, dacă nu mai multe, unite toate într-un stat. Deci cam cum ar fi o Europa unită, dar la propriu, o limbă vitală. În Indonezia, care e cam cât Europa, pleci din Jakarta, așa un monolit al occidentalismului, unde copiii sunt învățați întâi limba engleză și urmă limba indoneziană, și nu e ceva rar întâlnit, până în insula Papua, unde există comunități de canibali. Încă există comunități de canibali, iar șeful lor de trib merge la reuniunea ONU în pielea poală și cu bățunas, ostul. Deci, această diversitate de cultură nu împiedică totuși să poarte în suflet ideea de apartenență la o singură țară. Dar de la această, acest exemplu, pașii, până la, cum să zic, monopolizarea ideii de canibalism și transformarea ei într-o ideologie cu potențial toxic, s-ar putea să nu fie prea mult. Primim întrebări în sală, nu? Da, deci vă rugăm, așa să adresați întrebări, gânduri, așa, având în vedere că este o... Domnia voastră a spus că timpul acesta, dacă Dumnezeu nu ar exista, v-a fost inspirat, sau cel puțin eu așa am înțeles, din eseurile pe care le-a studiat și că v-ați hotărât să faceți o colecție. Când ai un teac mai mare de eseuri și te hotărăști să culegi, bănesc că există în spate un criteriu, sau mai multe. Ați putea să ne vorbiți despre aspectul acesta? Pentru că spuneți că i-ați dat un titlu, așa am înțeles, că titlul vă aparține. Și titlul acesta începe cu dacă. Știți, în limba română e o propoziție incompletă, dar ar trebui să mai urmeze și o concluzie. Deci asta este partea a doua a întrebării. Deci prima parte, dacă domnia voastră ați avut niște criterii la baza acestei operațiuni de culegere a eseurilor și partea a doua a întrebării este dacă după lecturarea acestei colecții de eseuri noi ne-am putea răspunde și am putea să facem această propoziție. Dacă Dumnezeu nu ar rezista, ce s-ar întâmpla? Ce ar mai fi mai departe? Mulțumesc! Pentru că selecția am făcut oricum împreună, deci putem răspunde la care din general am întrebări. Eu aș spune, da, sigur, am avut și o parte din criteriile am și prezentat atunci și atunci când am urat pe de fier s-am discutat aceste criterii. Și anume, am vrut să fie un fel de teaser sau de preview pentru opera lui Chesterton, care a scris peste 5.000 de eseuri, deci într-adevăr îl înțeleg din peste 5.000 de eseuri și trebuie să ai o carte sub 200 de pagini pe care să poți mai eventual pe autobuz, pe metrou, să o citești pe tren, nu este loc o misiune ușoară. Deci am ales unele dintre eseurile care mi s-au propus a fi cele mai frumoase și cele mai reprezentative. Le-am raportat și la câteva colecții de eseuri ale lui Chesterton, făcute de societatea Chesterton din Statele Unite. O colecție se numește In Defense of Sanity, apropo de discuția despre psihiatrie. Deci Chesterton apără această sănătate care este nu doar societatea sănătatea sufletului, dar și sănătatea psihică a omului și spune că această sănătate o poate avea doar un mistic, oameni cu o vedere stereoscopică, oameni care acceptă paradoxul, care acceptă profunzimea gândirii de tip mistic, pentru că rațiunea duce la nebunie, așa cum spunea și mine de ani, deși ațiunea aceasta pură și oară. Deci ne-am raportat și la aceste antologii făcute de societatea acestea în Statele Unite, dar mai mult decât oricât ne-am raportat la temele bătăliilor culturale care se poartă în acest moment. Ne-am raportat la aceste bătălii care au centru familia, căsătoria, parteneriatul civil, după cum am spus, educația copiilor, o educație religioasă din școli, aceste tonare a niște asemenea absolut strălucite în apărarea orei de religie, cum am spune, în apărarea educației religioase din școli. Veți descoperi chiar în acest domn două aceste eseuri.
alte teme, filozofia, istoria, ignoranța cu privire la istorie, ignoranța cu privire la istoria creștinismului în special, multe prejudecăți legate de creștinism, atât de partea catolică, cât și de partea ortodoxă, de istoria creștinismului, pe care acest lăptor ne demontează cu foarte multă grație și cu foarte multă eleganță. El fiind mereu un apologet creștin în opera asta și în acest volum. Deci acestea au fost criteriile noastre, am oferit și argumente, dacă vreți, celor care sunt prezenți în aceste polemici, în aceste dialoguri sau bătălii culturale, cum le spune, argumente pe care aceste toate le sintetizează de multe ori în mod memorabil și strălucit, multe citate profilate și puse chiar sub forma de meme de Facebook și distribuite citate din ce scriptor. Vedeți pe întrebarea dacă Dumnezeu nu ar exista, am intenționat să o lăsăm deschisă pentru a duce cititorul în volum. De fapt, intenția noastră a fost să-l aducem pe cititor exact, în interiorul cărții și să găsească cititorul răspunsul singur. Acolo vă pot spune că dacă vă uitați la suma volumului, care a pus peste mult de carte în această ediție, există un esem care se intitulează chiar așa, citindu-l veți afla de fapt ce a vrut să spună acest cititor. Dar cred că tot volumul e un răspuns la această întrebare, dacă Dumnezeu nu ar exista, pe care o putem împarte în lucrări referentul, nu? Ceea ce spune acest domnul e acolo de fapt că dacă Dumnezeu nu ar exista, nu ar exista nici atei. Acesta e varianta scurtă a completării titlului. Pentru că spune că nu te poți, de exemplu, nu te poți gursului și poți să gurs cu atâta pasiune împotriva lui Moș Crăciun sau ai curajul de Paște, nu? Adică împotriva unor personaje care nu există. Și atunci toată această pasiune care e bună luptă pe atei, această tolerată nu e de fapt un ateism, este un teism foarte oscilant, este mereu o, să spunem, pendulare între refuz, negare și nevoia de acceptare, de găsirea lui Dumnezeu, de găsirea sensului nostru profund, a identității noastre profunde, a răspunsului la întrebarea cine suntem. Și de aici ce Sfântul merge cu raționamentul și spune că, de fapt, această logică a ateismului, poate ca atare, este una extrem de simplă și de stupidă, pentru că odată, dincolo de efectul stilistic al blasfemiei și al negației, nu se mai poate spune nimic, se întâmplă tăcerea. Și în această tăcere, ce facem? Adică nimeni nu rămâne în această tăcere și de aici pendularea ateului care se întoarce mereu la, de fapt, la credință și care e într-o permanentă dispută cu el însuși. Dar trebuie și chiar aș spune lumea pe care trăim poate fi un răspuns la această întrebare, dacă Dumnezeu nu ar exista, nu? Unde duce negarea lui Dumnezeu? Da, vă rugăm. Cum s-a convertit? Ion este un volum în care povestește. El se numește partea aceea din tinerețe, din timpul studenției mai ales, o epocă vagabondului spiritual. El spune că a fost un socialist, la început. A fost atras ca mulți intelectuali greci sale de aceste idei ale stângii, de tip marxist, renunță ulterior la socialism, și construiește chiar o, să spunem, o opțiune economică proprie care se cheamă distributism, puțin cunoscut în ziua de astăzi, dar foarte interesant. În esența ei ar fi următoarea, fiecare om ar trebui să aibă 3 hectare de pământ și o vară. Asta este esența lui ce scătăm, deci nu putem imagina așa un fel de societate în care în orice caz nu există monopolurile, nu există corporațiile, nu există acest stat foarte puternic, el vorbește mereu împotriva statului puternic care zdrobește individul, zdrobește familia și în care există proprietatea privată, care e sfântă și incivilă, dar în care e proprietate relativ echitabil distribuită. De aici acest nume al crezului său economic distributism, care nu e chiar lipsit de logică, dar asta să ne gândim, însă nu a fost foarte popular. El a făcut și un partid distributist în anii 20, dar care era, nu a intrat niciodată în Parlament, dar
vorbește la articole despre, despre această idee a lui Cezar Dan. Cum s-a convertit? El spune că s-a convertit întâi a revenit la protestantismul părinților săi și apoi la catolicism, de fapt, atunci a fost direct la, la catolicism. Dar în momentul în care și-a dat seama că aceste idei care, pe care le susținea el au consecințe, au consecințe în practică. El chiar spune la un moment dat, un colonist, un pirat este un pirat, un pirat jefuiește o corabie sau jefuiește o barcă. Dar un colonist nu este un pirat, este mult mai rău decât un pirat, pentru că un colonist are o școală de pirați. Păi el din asta ține o școală, o școală întreagă pentru un în care formează pirații. El din asta a dat seama critica ideologia dominantă în Anglia, la momentul respectiv, Anglia fiind un mare imperiu colonial în, în anii 20, nu? Deci este că mergea puternic împotriva curentului atunci. Era adevărat un conformist și și-a asumat o marginalitate din cauza asta, inclusiv în lumea intelectuală. Dar spunem că ce-a dat seama că aceste idei și te pot duce la nebunie sau te pot duce la crimă sau te pot duce la, la lucruri masacre, genocide oribile, a revenit la ortodoxie. Și de aici creștina lui Cezar, în care dogmele creștinismului reprezintă, de fapt, șantul de apărare și zidul de apărare a cetății, în interiorul căruia există bucurie, există cântec, există lumină, există frumusețe, iar în afara acestui zid de apărare, de semne, cum numește el, dogmele asigură sănătatea și libertatea omului. E toată această mlaștină a ideologiilor și a, a gândirilor de tip reformatoare. El îi numește pe reformatori niște sceptici ca niște căuri fără de fund, adică ei n-au nicio bază pentru a reforma. Ei încearcă mereu să reformeze, să dărâne ceva, să distrugă ceva, dar fără a avea de fapt nicio bază concretă pentru a reconstrui. Ei stau pe niște căuri, pe, pe vid. Deci, practic, de jur împrejurul acestui, acestor timuri rețeată, de fapt, acest, acest vid, nu? Putem să ne gândim la întunericul cel mai de din afară. Deci, asta a fost procesul de convertire a lui Cezar. Dar el a rămas toată viața lui în timp foarte boem, în original, în comportamente, în, în tipul cu capul lor. Niciodată se spune că nu știa exact cum este și ce face și ce urmează să facă, pentru că era mereu eseurile și cărțile sale. Sunt anecdote despre ce scăpă în care îi trimit o telegramă secretarii sale dintr-o, dintr-o gară și o întreabă where am I, where are you, where are you, what like to be, adică unde sunt și unde ar fi trebuit să facă lucrurile la ora asta. Deci rămâne mereu la acest, acest personaj boier. Dar el chiar spune, I am not absent-minded, it's just the present of the mind that is so overwhelming. Adică, de fapt, nu sunt aiurit, dar mintea e atât de covârșitoare, prezența gândirii e atât de covârșitoare, că nu pot să văd nimic altceva în cauza de ei. Dar aveam mereu datul ăsta de a întoarce lucrurile și care le face să pară foarte amuzată, chiar când își apărea de fapt propriile de pe. Deci nu trebuie să crede mereu, chiar pe cuvânt, pe ce zătăm de fiecare dată. Trebuie să luăm ca atare, ca un personaj foarte, foarte carismatic și stabil. Da, vă rugăm. Întrebări? Haideți, vă rog. Apropo de lucrarea ortodoxia, am căutat să o citesc și am văzut că nu se mai găsește în limba română. A fost publicată de mult și s-au epuizat toate stocurile și în plus ați spus că nici traducerile nu erau cele mai fericite. Se găsește într-adevăr în limba engleză pe, pe internet, dar este destul de... Cea de la Humanitas apare pe site-uri, dar nu... nici pe OLX, nu mai putem găsi nicăieri. Și am citit-o în limba engleză, e destul de dificilă, dar în același timp fermecătoare, într-adevăr, mai ales prin stil, dar chiar și prin idei. Și mă gândeam dacă v-ați gândit dumneavoastră la o, la o nouă traducere a cărții, acum că aveți exerciții. Aș vrea să am timp, tot restul vieții, să traducem, să domnul Bătun și că domnul nu aș reuși.
La vremea lui, evoluționismul nu mai era chiar așa la modă, în timpul în care scrie aceste tonomone, dar a revenit apoi în a doua jumătate a secolului 20. Dar nu numai, face o întreagă apologie a, iarăși, a ortodoxiei și a, de fapt, a înțelegerii lui Hristos, a înțelegerii omului creat, nu? A omului creat de Dumnezeu prin Adam și recreat prin jertfa lui Hristos. Și ăsta apare acolo un portret absolut excepțional, excepțional al Mântuitorului Hristos în această carte, în Noul Eter. Lucrez la ea, am ajuns cam la jumătate, nu vreau să fac nicio promisiune aici și sper să am timp să reușesc, să reușim să publicăm o nouă ediție, poate la anul sau în 2 ani, pentru de aia la stigma, dar care e chiar cartea de căpătării pe acestea. Da, este interesant. Faptul că lui nu știam. Citind Domnul Etern și a devenit, și unul din cei mai mari apologeți. Absolut. Poate, acum nu știu să fac comparații, oricum, după ce a citit Domnul Etern. Și deci există, eu nu știam, există traducere în limba română. Da. La ori. Da, e păcat că și chiar ortodoxia, eu prima, așa, carte la paragrafa 45, v-am spus că am găsit-o. Dar tot așa, foarte, pentru cineva care, vă rog, nu citește neapărat în limba engleză, dar te, limbajul, pur și simplu, ți se să îți dai seama că n-a înțeles nimic din duhul cărții. Și e foarte important. De asta mă bucur, nu-l flatez pe Cătălin, dar mă bucur că Cătălin are o așezare și mai ales dragostea asta de ce sunt tot și cât de cât așezarea duhovnicească, cea care contează enorm. Mă gândeam și la, eu n-am dat ortodoxia de la Humanitas, dar mai s-a citit-o. Da, am citit-o și în original, am citit-o și în traducerea de la Humanitas. Nu, adică n-am vrea să fiu un drept și două cu cartea, pentru că oricum este mult peste alte încercări de traducere. Însă problema e poate doar senzația mea sau că nu am putut niciodată să trec de 4-5 pagini citite cursiv de acolo. Și de aceea m-am dus mereu la original, adică am vrut să recitesc ortodoxia. Vă avertizez că dacă veți face exercițiul ăsta de a reveni, găsiți ușor textele pe care ați avut în care sau în alte locuri în online, sunt toate gratuite, bineînțeles, sunt în domeniul public. Dar vă așteptat să aveți nevoie de câteva pagini ca să vă acomodați cu stilul autorului, care e într-adevăr extrem, extrem de bogat, de colorat, de lucrat, se vede, se simte încurătura frazei, se simte atenția pentru fiecare cuvânt. Ce se caută efectul în toate felurile, prin jocuri linguistice, prin sintaxă, prin paralelisme. E un maestru al acestor figuri linguistici care numesc efectul ideilor ăsta. Nu mai vezi la astfel de scriptură și când
de literatură polițistă. Auzisem de povestirile despre Father Brown, seria dedicată de Father Brown, părintele detectiv. Un personaj foarte, foarte carismatic și, și fascinant de acest părinte, un gust părinte detectiv al lui Chesterton. Și în momentul când am descoperit acest thriller metafizic care se numea Omul care era al jur, am zis, wow, în primul rând, cum e asta un thriller metafizic, adică iată ce, ce tip de scriitor inovator. Sigur, Chesterton a fost întotdeauna inovator pe partea stilistică, pe partea de formă literară, niciodată însă pe partea ideilor de fond, ideilor de morală pe care le-a apărat și niciodată a rămas un scriitor foarte, dacă putem spune, creștin sau ortodox, în sensul de corectitudine a raportării la credință, de altă credință, în tot ceea ce a scris. Deci acestea au fost cele două puncte de întâlnire cu Chesterton, prin romanul roman care l-a joi și prin, prin tot timpul care m-a dus pe gândirea profundă catolică a Chesterton și spre serurile sale. Acum, dacă v-ar auzit profesorul de număr misionare, mă spune domnule, cum stăpânul din ele nu este de tot timpul? Da. Zice, domnule, ce faci? Cu dirige, ce ne da. Interesant. Dacă mai avem, dacă mai avem întrebări. Da, vă rugăm. Ca să mai spun ceva, nu sunt, adică să nu credeți că totuși toate referințele mele se raportează la lucrurile intrin și la lucrurile la lumea anglosaxonă, sunt în același timp un foarte mare iubitor și cititor al părintelui Steinhardt, care cred că este un Chesterton român. Adică Steinhardt fiind el însuși un scriitor care a scris foarte mult despre Chesterton, care a arătat că e datorată foarte mult din Chesterton și care cumva citează din el și cumva stilistic, aș spune că e destul de apropiat ca metodă, ca, ca spirit de, de Chesterton. Posibilitatea inexistenței lui Dumnezeu, dar cred că astăzi suntem beneficiari unui răspuns real al acestei inexistențe. Dacă Dumnezeu nu ar exista, atunci îl vom halucina. Și halucinăm imaginea totalitarului, imaginea unui conducător care vine să sublinească acest loc al lui Dumnezeu în societate. Cineva se va așeza întotdeauna pe locul lui Dumnezeu în societate. Adică, dacă Dumnezeu nu ar exista, e vremea totalitarismului. E vremea când transcendența e reprimată, e forclusă, e exclusă din lume și atunci e o lume a imanenței, a violenței, a contactului direct. Dacă Dumnezeu nu ar exista, probabil că am văzut asta ce înseamnă în experimentul comunism, e o, definitiv rămâne o problemă a lumii moderne și a lumii postmoderne, a morții lui Dumnezeu. Cum plasăm, cum putem trăi cu această moarte? Cu această moarte de care suntem responsabili într-un fel a unui Dumnezeu, bineînțeles, vorbesc de Dumnezeu cel viu, care prin moartea lui a desfințat moartea. Moartea unei idei. Existența lui Dumnezeu e necesară ca idee. E idee. Pentru lume, ca pentru ca în lume să existe democrație, e necesar ca Dumnezeu să fie inclus. Pentru ca transcendența, adică puterea să fie în ea însăși divizată, să nu fie totală. Să există un gol în inima puterii, care acest gol e marcat de indicele prezenței lui Dumnezeu. Fără o putere teocratică, societatea o să devină întotdeauna o societate totalitară. O să se revină la contactul brut al exercitării puterii. Nu mai există distanță între cel care e desemnat să reprezinte puterea și puterea ca atare. Adică între cel reprezentat și puterea ca atare o să fie o identitate. Eu sunt stat. Și cred că în acest sens avem destule avertizări și suntem obligați să găsim o abordare modernă, totuși a necesității includerii lui Dumnezeu, fie el și ca simplă idee, în viața noastră socială. Da, o observație scurtă, mi-am amintit ceea ce scria părintele Serafim Groze în Nihilismul Rădăcina Revoluției Moderne și spunea că gânditorii precomunice l-au ucis pe Dumnezeu, dar evident l-au ucis în inima omului. Adică nihilismul și toate aceste curente l-au ucis în inima omului, desigur, nu putem vorbi de uciderea de facto a Dumnezeu, desigur. Iar acest tot chiar se referă la ce
ceea ce spune dumneavoastră, vorbește exact despre, reprezintă această idee în modul său, spunând că încă mai există har sau o fărâmiță de har în societățile moderne și mai ales la nivelul guvernării, la nivelul puterii, la nivelul reprezentării, nu? Democratice, dar exact atâta har a mai rămas cât să ducă foarte, foarte subtil lumea, adică să nu ducă direct în prăpastie, să mai acolim un pic prăpastia. Bine, Chesterton spunea asta înainte de al doilea război mondial și sunt și gânditori care se referă explicit la retragerea harului lui Dumnezeu după cele două războaie mondiale. Nu, nu, sigur, asta e o altă idee, mai, poate mai complexă, prea complexă pentru o discuție așa rapidă, dar Chesterton se sesizează exact numai asta pe care ați punctat-o. Da, mi se pare foarte interesant. Părinte Rafael Noica vorbește despre această retragere a harului și spune că până în secolul al XX-lea nu a existat asemenea războaie fratricide, care numește primul război mondial și al doilea război mondial, războaie fratricide. Și pentru nicăieri, parcă omenirea nu s-a împărțit așa în aceste tabere, cum a fost în primul și al doilea război mondial, încât vorbește și părintele de această retragere a harului, de fapt îl citează, dacă nu mă înșel, pe părintele Sofronie Salamă. E foarte interesant această afirmație a lui Chesterton, cel anume de retragere a harului. Da. Pe de altă parte, ce spunea părintele, foarte, foarte interesant, este că se transferă această absență a lui Dumnezeu din cugetul omului, se transferă în idolii. Idolii, cum a fost, chiar discutam cu studenții dimineață, vorbeam despre faptul că acești idoli, care iau la un moment dat locul lui Dumnezeu, care devin niște tătuci ai națiunilor, atât de mult ne imunează. Vorbeam despre ascultare. Întotdeauna unul ascultă de cineva, apropo și de tiranie, și la un moment dat transferă această ascultare de la ascultarea de Dumnezeu, ascultarea de, mă rog, părinții duhovnicești, ascultarea de acești activiști și mai ales de tătuc. Și le dăm un exemplu, vă dați seama, după ce un criminal precum Stalin, atunci când a murit, așa cum a murit, lumea, mai ales rușii, și de la oameni simpli, plângeau. De ce? Pentru că s-a înlocuit în mintea lor un idol. A pierit idolul. Ei au trăit atunci prin idolul, tătucul Stalin, care avea grijă de toate, era providențial. E foarte, cum să spun, acest transfer este atât de pasiv, de nu știu cum să spun. Da, și se întâmplă și astăzi, dar rog, ceea ce astăzi, ce se întâmplă din câte, mă rog, am citit așa, intuiește un lucru și anume că ideologiile întotdeauna au grijă să vorbească chiar în numele minciunii. Nu vedeți curajul cu care vorbesc unii în numele minciunii? Deci, îmi spunea, când a fost discuția cu referendumul pentru familie. Doamne, veneau unii așa care probabil că știau că aveau o minciună, nu știu cât erau ei de convinși, dar erau mult mai tare decât cei care apără adevărul. Părea cel puțin în mass media că e mai greu să apere adevărul, dar minciuna merge, nicio problemă, mai ales pentru cei care sunt dispuși să asculte minciuna. Vă rugăm, dacă aveți întrebări, să mai puneți întrebări. Nedumeriri, gânduri. O mică completare între timp, apropo de această idee a lui Chesterton de respingere adevărului, el spune așa, că cei care vor respinge adevărul și vor respinge forma superioară, vor avea parte întotdeauna din belșug de forma inferioară. Și dădea exemplul postului creștin. Cei care refuză să fie vegetarieni de 4 ori pe an, vor fi vegetarieni tot timpul anului. El face, ironizează în permanență și împingere vegetarieni în foarte multe eseuri.
Și cei care nu vor refuza religia legitimă vor avea parte de tot felul de surogate de religie, care vor fi aceste ideologii, la care se vor raporta în mod religios. Noi aici nu putem gândi și la miceria, de care spune că această nevoie de credință, nevoie de Dumnezeu, e însămânțată în urma omului, absolut fundamentală pentru ființa umană, nu poate trăi fără raportarea la sacru, la raportarea lui Dumnezeu. Dacă mai sunt întrebări, vă rugăm, gânduri. Ionuț, le spui un gând? Da. Ionuț a văzut, da. Nu cred că le-au. Dacă mai avem întrebări.